Mai țineți minte prăjitorica aceea gătită de Gabriela seară pentru Valentin? Știți că a mixat niște banane cu pere, a pus pudră dintre aia proteică și nu mai știu ce porcării de ale lor și a băgat la cuptor în formă de inimioare. Iar apoi a unit inimioarele și a ieșit ca un blat de tort. Ca un blat, ca un tort. Că asta a fost totul. Peste care a pus fructe. Pusese banane, pere și rodie, spunea ea că poate ar schimba un pic culoarea. Tocmai în seara aceasta au ocazia să-l savureze. Nu știu ce să vă zic cu fructele alea, ce s-ar fi întâmplat. Mă dă seama, au 24 de ore pe puțin de când sunt așezate și tăiate pe farfurie. L-am văzut pe Valentin cu castronelul în mână, cred că s-a dus să ia bulion, că știți că el e cu bulionul peste orice. Și poate îl face cumva să fie mai bun și mai gustos.